este mai frumos decât să slujești celui care este lângă tine, să-l poți ajuta, să-i poți mărturisi iubirea ta, pentru că lucrul acesta înnobilează ființa. Iubirea este, de fapt, sentimentul suprem care îndumnezeiește pe om aici pe pământ și îl face și vrednic pentru veșnicie. Chiar și dumneavoastră, dragi tineri și iubiții mei frați, care faceți parte dintr-un concept de gândire politică, social-democratică, știți acest lucru, pentru că social-democrația însemnează o diaconie a semenului prin excelență. Eu cred că omul politic de astăzi celebrează un adevărat sacerdociu, poate nu asumat așa cum îl face biserica cu clerul ei, dar un sacerdociu laic, pentru că se adresează problemelor generale ale cetății, ale polisului. Știți că în Grecia antică, polisul era cetatea care trebuia slujită de niște oameni cu forță și existau trei piloni care coordonau destinul polisului antic. Era soldatul, era sacerdotul, adică preotul, și după aceea mai era poetul sau filozoful. Poetul sau filozoful astăzi îmbracă dimensiunea politică a omului cu viziune pentru ziua de mâine, a celui care pregătește cărarea pentru devenirea societății, pentru progresul societății. Aici sunteți pe un teren în care activitățile sociale întotdeauna își găsesc locul cel mai fertil. Avem în atenția noastră 37 de copii momentan cu probleme sociale mai deosebite. Copii care au nevoie să-și construiască un drum frumos în viață și nu reușesc datorită familiilor care au anumite carențe economice, poate chiar și educaționale în anumite cazuri, și care au nevoie de societate. Cine este societatea? Eu, tu, noi toți. Și atunci noi trebuie să ne înfrățim într-o lucrare frumoasă și să putem ajuta ca acești tineri să poată deveni oameni de nădejde ai cetății, ai comunității noastre. Iată de ce munca mea de aici ca preot se înfrățește cu activitatea dumneavoastră, domnule președinte, cu activitatea generală pe care o săvârșește astăzi Partidul Social Democrat, alături de celelalte formațiuni care sunt în slujba acestei nații, și ne străduim fiecare cu părticica lui de participare să înfrumusețăm viața și ziua de mâine. Ziua de mâine va aparține dumneavoastră mai mult decât mie. De aceea noi luptăm ca ziua voastră de mâine să fie mai dulce, mai frumoasă, mai romantică, mai în plinătatea ei, mai plină de iubire. Ceea ce facem astăzi se va răsfrânge abia mâine asupra dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați venit, domnule președinte, mulțumesc că tinerilor, mulțumesc echipei dumneavoastră și cred că dacă s-ar fi făcut o strigare mai mare, aveam nevoie de o piață, cum este piața Rămașcană. Vom intra cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să cunoașteți pe copii, ei acum au servit masa, s-ar părea că vor să ne colinde, două, trei bucăți de colindă să ne prezinte, după care gândesc că ar fi foarte frumos să ieșim împreună afară, să facem niște poze care să ne spună nouă, peste 30 de ani, uite ce oameni minunați erau odată pe plaiul de Rămașcană. Nu e așa? Vă mulțumesc și vă invităm. Iată că astăzi a venit momentul și la voi aici la Roma, în căsuța minunată a voastră, Sabina Moș Crăciun, împreună cu colegii mei din cadrul organizației de la Roman, am făcut tot posibil să fim prezenți astăzi aici, așa că aveți o mare, mare surpriză pe care moșul vă va prezenta. Mulțumesc, părinte, pentru Sperăm că este o mare bucurie pentru comunitate și pentru acest
prezența noastră aici, cu cadourile pe care moșul le-a adus. Vă mă felicităm o dată pentru ceea ce faceți. Vă mulțumim, tatăl meu, așa că ai venit și vreau să aducem din moșul pe care și Crăciun fericit, să ne întâlnim cu bine și în noul an 2024. Tehnologia. Noapte de vis, timp prea sfânt. Să ne primești în a ta casă.
astăzi alături de noi și să venim împreună la această fundație dragă, coordonată de destinsul părinte Mihăiță Popovici, care a ales să nu fie doar un pastor de suflete, ci și un părinte pentru acești copilași dragi. De aceea, împreună cu dumneavoastră și cu întreaga echipă FSD Roma, am reușit să aducem, sper, o rasă de speranță, de bucurie și, de ce nu, de lumină, acum în preajma Crăciunului, când împreună pentru Crăciun, domnul președinte a inițiat acea campanie dragă sufletului meu personal și al nostru tuturor, campania Faptelor Bune. De aceea, țin să mulțumesc tuturor colegilor implicați în această acțiune frumoasă, domnului președinte Daniel Basilică Harpa, doamnei președinte a organizației de femei PSD Neamț, Carmen Elena Năstasă, și în ultimul rând, părintelui Mihăiță Popovici, care de fiecare dată ne dă această oportunitate de a fi alături de acești copilași dragi sufletului nostru. Împreună am venit și cu un Moș Crăciun, pe care o să îl rugăm să împartă daruri și dulciuri pentru acești copilași dragi. Și nu în ultimul rând, multe surprize. Sărbători binecuvântate tuturor! Dar, în primul rând, vreau să-l felicit pe părintele. Bună ziua, la revedere! A cărui centru coordonează. Bună ziua! Este ceva ce până acum, în ultima perioadă, nu am văzut la noi în Neamț. Este un exemplu de urmat. Dar ceea ce mă bucură pe mine împreună cu colegii mei din cadrul organizației PSD Roman este că s-au organizat și au venit în fața acestor minunați copii cu surprize. De fapt, Moș Crăciun a venit cu surprize în cadrul campaniei care am inițiat-o și o organizăm de câteva săptămâni bune la nivel de județ. În perioada următoare, de fapt, în această seară, doamna președinte organizație de femei va organiza la fel în cadrul aceleași campanie o acțiune de caritate la Casa Culturii din Piatra Neamț. Așa am înțeles că avem peste 400 de invitați. Ceea ce înseamnă că organizația PSD Neamț și celelalte organizații din județ s-au organizat astfel încât să vină cu bucurie în sufletul cât mai multor cetățeni aici de cele Neamț. Oricum, felicitări organizației Roman și, așa cum a spus părintele, pentru cum se organizează și cum are grijă de acești minunați copii, de câte știu, sunt în jur de 37-40 de copii care în fiecare zi se asigură cel puțin o masă și educația necesară. Așa este, de Crăciun împreună, aici se potrivește perfect părintele Popovici, Biserica Ortodoxă împreună cu Biserica Catolică au făcut posibil ca niște copii sărmani care aveau nevoie de ajutor să aibă sărbătorile, dar zilele mai bune, pentru că nu doar în decembrie sunt aici, sunt în fiecare zi. Așa că noi ne-am pliat cu acțiunea noastră perfect și am încercat să aducem și mai multe zâmbete pe fețele acestor copii. A fost alături de noi și ați văzut cât de fericiți erau, că au primit spiridușii deghizați, au zis ei, a lui Moș Crăciun. PSD Neamț s-a axat în luna decembrie doar pe fapte bune. Am lăsat politica cât se poate deoparte, cât se poate la un partid politic și ne-am axat să mergem alături de oameni
să socializăm, să petrecem timp cu ei, să vedem care le sunt dorințele, dar să le aducem și zâmbete și asta este foarte important. Dar de Crăciun împreună va deveni din ianuarie mereu împreună, nu-i așa, domnul președinte? Urmează Paștele și de fiecare dată trebuie să fim mai buni, iar noi, membrii organizației PSD Neam, să încercăm în fiecare zi să devenim mai buni și mai aproape de oameni. Mulțumim, iar de seară vă aștept la Piatra Neamț, ora 18, este sold out, dar oamenii buni își găsesc loc până la urmă. Strângem fonduri pentru niște calculatoare, pentru copii cu performanțe, dar în nevoie. Așa că fiți alături de noi, pentru că și noi încercăm să fim alături de dumneavoastră. Mulțumim tare mult! Continuându-ne tradiția, la Fundația Iubire și Speranță, coordonată de destinsul părinte Mihaiță Popovici, care este doar un pastor de suflete, ci și un părinte pentru acești copilași dragi. Aici, la această fundație, părintele face diferite activități cu acești copilași dragi. Iar noi ne-am dorit din suflet ca în acțiunea de Crăciun, împreună, pentru fapte bune, să le fim alături și împreună cu colegii din organizația PSD am reușit să aducem o rază de bucurie și speranță pe chipurile acestor copilași dragi.